dedicată poetului și Zilei Culturii Naționale. Ne regăsim în spațiul secției de împrumut carte pentru copii, a secției etniilor și a cabinetului de numismatică. Pe tot parcursul anului în acest spațiu sunt exponate dedicate lui Eminescu în diferite faze, cu diferite ocazii, generate în special de programul nostru cultural de colaborare cu școlile din municipiu și din județ. După cum vedeți, secția este împodobită cu grafică. Remarc grafica artistului Mihai Cătrună de la București, care este în spațiul ăsta și în spațiul de acolo. Grafică care se regăsește și în afișele de la manifestările naționale, mă refer la cele de la Palatul Parlamentului și la Cercul Militar Național. De asemenea, urme sau semne ale colaborării cu secția numismatică județului Botoșani, cu membrii aceștia, acestora care de fiecare dată participă cu exponate în cadrul manifestării noastre, exponate ce vin să ilustreze în plus, să aducă un plus, omagiu față de aceste manifestări organizate de instituția noastră. Piesele de bază, medalia, deci se deosebește radical de toate celelalte piese numismatice, în sensul că prin cele două fețe active, de cele mai multe ori, în afară de subiectul dedicat, vine să evidențieze plusul de talent al artistului gravor. Deci ele fac parte din sfera manifestărilor artistice, dar nu vorbim mult acum despre acest lucru. La fel, cele două pasiuni, filatelia și numismatica, au generat întotdeauna exponate, expresive, compacte, profunde, cum este acest exponat Eminescu și contemporanii săi, exponat specializat Maxima Fil, ce vine să aducă din nou în atenția noastră opera și viața poetului, dar în același timp o conexiune, o extensie orizontală asupra vieții și activității poetului cu ceilalți oameni de cultură din perioada respectivă. În cadrul cabinetului de numismatică, cei care doresc sunt invitați să vadă vitrine specializate, dedicate casei memoriale de la Ipotești, Bisericii Ospenea, Teatrului Mihai Eminescu, Bibliotecii Județene și la fel alte vitrine cu piese specifice, numismatice în special. Toată această activitate de astăzi, iată, cu acești copii deosebiți, cu prezența dumneavoastră selectivă în cadrul manifestărilor, vine să evidențieze încă o dată în plus interesul major, interesul comunitar, interesul național care se manifestă în această zile în fiecare comunitate. N-aș vrea să închei fără a evidenția faptul că în secția noastră avem un panou special dedicat oamenilor de bază ai școlii, titlul dat de profesorul Dorcu, unde noi am pus portretele unor dascăli deosebiți ai comunității noastre. Și atunci când clasele de copii vin aici, în acest spațiu, dau bună ziua personalităților botoșenene pe un panou din hol, iar aici sunt prezentate, deci, personalitățile de bază ale școlii botoșenene. Vă mulțumesc pentru atenție!